sunt acei copii care au deschisă procedură de adopție mai bine de 9 luni și pentru care noi nu am reușit să identificăm o familie. Acestora li se creează un profil, un profil pe care poate să-l acceseze orice familie adoptatoare de la nivelul județului nostru, dar și de la nivelul tuturor județelor. Familia adoptatoare din județul nostru poate să vadă acel profil al tuturor copiilor din țară. Deci fiecare familie se poate adresa serviciului nostru pentru a vedea aceste profile. Acolo este descrisă situația copilului, starea lui de sănătate, progresele pe care le-a făcut într-un timp relativ scurt și nevoile lui de dezvoltare și nevoile lui în ceea ce privește identificarea unei familii. Acolo sunt fotografii ale copiilor, sunt filmulețe cu ei și eu cred că este foarte important familiile care pot să depășească anumite bariere în ceea ce privește, eu știu, administrarea unui anumit tratament într-o anumită perioadă a unui copil sau o boală a părintelui, dacă pot să depășească aceste bariere, să vină și să vizioneze aceste profiluri ale copilor și poate reușesc să se apropie de unul dintre ei.